Bună seara, stimați spectatori! Îmi cerem scuze pentru mica pauză care am avut-o de săptămâna trecută. Știm că suntem cumva liantul, una dintre legături, link-urile care mai avem cu patria mamă. Pentru cei din diaspora, vă spun sincer, sunt foarte puțini care înțeleg drama celor care trăiesc în străinătate, decât numai cei care au avut experiențe similare. Și v-am mai zis, când mă întorceam în țară, după 3 ani de lucru în Statele Unite, apoi în Olanda, unde am făcut o comunitate, vreau să spun, când ne întorceam în țară și umblam la radio și ascultam un post de muzică populară, cu toate că mie nu-mi plăcea muzica populară, dar mă consideram cosmopolit. M-am trezit că fără să-mi dau involuntar o lacrimă și apoi de la lacrima aia un șuvoi. Să știți că am avut la altă emisiune toposul și etosul spațiului sacru, locului de unde te-ai născut. Ești amprentat energetic, morfogenetic, cu o informație a mineralelor și asta e pământul care este viu, dar și cu informația câmpului, deci tot morfogenetic, a strămoșilor. Acest pământ este imbibat cu sângele unor sfinți, unor martiri. Ne place, ne place, ne convine, ne convine, indiferent ce religie, ce rasă, ce unde te singur te consideri, că sunt foarte mulți români care din anumite interese și au renunțat la cetățenie sau luat altă cetățenie și cu timpul și-au schimbat casa, spre numele, au început să vorbească și în altă limbă. Da, ei fiind români. E, vreau să vă spun, indiferent ce ai fi, chiar dacă ai fi de altă naționalitate, odată născut aici, ești amprentat și înregistrat cu această informație a strămoșilor de aici. Că tu te consideri a fi altceva este datorită unor influențe, unor spălări pe creier, unor programe care se induc și se transmită copilului care îi formează, dar nu îi formează, îi deformează personalitatea și caracterul. În aceste informații false, născute aici, nu ai cum să nu scurgă prin sânge, indiferent ce crezi tu despre tine sau alții despre tine, sângele geților de aur, strămoșilor, acele virtuți formidabile care le au strămoșii noștri și care curg prin sângele nostru. Avem rețele neuronale identice cu ale lor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă nu avem înălțimea aceea, statutul acela moral fabulos care aveau înaintașii noștri, e pentru că am fost influențați de la naștere și programați negativ. Suntem bombardați cu informații negative. Ni se induce ideea că suntem cetățeni de mâna a doua, că suntem persoane slabe, că avem un trecut dubios. Toate sunt minciuni, să știți. În realitate, suntem originea acestei rase curate, care a fost cândva omenirea originală, omenirea primordială. Acei oameni statuari, virtuoși, care au transmis în toată lumea, au aceste legi, legile belagine, legile frumoase, care au fost interpretate specific fiecarei culturi. Asta trebuie să înțelegem și de aici pornind și întoarcerea la primordialitate, așa cum am spus-o noi, că trebuie să facem aceste comunități. Și v-am mai zis că nu e vorba de un hobby, de o idee personală, de hai să vedem și noi cum au făcut alții chibuțuri sau falanstere. Sub nicio formă. Este vorba de singura soluție viabilă pentru salvarea speciei umane. Practic, noi trăim pe o planetă vie, o ființă vie. Sângele acestei ființe vii este petrolul care s-a aflat acum, se știa, da, mă rog, s-a scăpat informația că nu se va pierde, nu se va irosi niciodată. Acest petrol se regenerează. El este sângele planetei, se reface permanent. Are artere care circulă în anumit fel. Practic, noi vă dați seama că noi folosim sângele unei ființe. Ne hrănim, ne dăm cu creme,
din acest sânge al unei ființe cosmice. Sunt creme pe, de astea, produse petroliere. Folosim vehicule care unde punem sânge. Deci vitalitatea planetei. Cumva, faptul că acum încercăm să reducem pe cât se poate acest consum și să trecem la alt nivel de energie, e ceva firesc. Dar deocamdată noi ne comportăm ca niște paraziți destructivi. A trăi în armonie și a respecta viața, mama Gheia, viața care există în acest pământ și care te-a amprentat pe tine și care ți-a dat o energie bună. De ce crezi că sunt cel puțin trei zone care noi le știm prin Bucegi, așa numitele guri de rai? Acele guri de rai sunt anumite zone unde, dacă traversezi, sigur, noi când am ajuns acolo, în primul efect, fără să știm că acolo e gură de rai, era un... traversam practic pe un atol, pe structuri de pe fundul mării. Erau crustacei împietriți și peste care au crescut mușchi. Nu ne-am dat seama decât după ce am dat la o parte mușchii și ne-am dat seama că acolo cândva a fost un fund de mare. Și în timpul în care studiam noi acele formațiuni, eram trei, restul grupului s-au îndepărtat câțiva metri și deodată, într-o secundă, au ajuns la un kilometru. Nu ceață, nu nimic, nu seară, ziua nemează mare, senin perfect, deci n-a fost un, să zici că a fost o halucinație. Și noi și ceilalți au rămas surprinși. Aia a fost o gură de rai. Acel loc, în momentul în care l-am străbătut, noi care am mers mai încet, practic ne-am îmbibat cu acea energie și am stat să o analizăm, stările noastre, am fost mai atenți. În primul rând că pluteam. Mersul nostru, făceam pași mari ca pe lună. Deci o schimbare de greutate, de aia și starea de plutire. Când te întinzi, simți că se întâmplă ceva cu tine. Scade, deci, gravitația este alta. Odată, doi, dacă ai avut vreo afecțiune cumva cronică, poți să fii vindecat în câteva minute de acea afecțiune. Ce se întâmplă cu acest loc? Sunt daruri ale planetei. Presupunem, n-am verificat, dar sunt convins că acolo, dacă am fi măsurat cu siguranță frecvența acelui câmp, că sunt niște cicli, era de 7,83 frecvența Schumann, cu siguranță. Dar nu numai asta. Era o stare de bine. Simțeai cum ceva fierbe în corpul tău și parcă se așează niște lucruri, exact ca niște pinioane într-o cutie de viteze. Se așează așa cum ar fi trebuit să fie, cum ar fi trebuit să fie structurile vitale ale corpului uman, dar și psihic. Erai parcă eliberat de o povară uriașă, ca și cum ai fi mers, de exemplu, la scaune de spovedanie, te spovedeai și te ușurai de anumite greutăți de conștiință. Asta se întâmplă în aceste locuri. Ca să înțelegeți ce sunt aceste daruri ale mamei Gheia, ale planetei din care noi ne-am născut. Nu este ceva regnul mineral, ceva inferior. Dimpotrivă, cine a reușit să comunice cu conștiința cristalină, cu cristalele, a înțeles că există o înțelepciune de milioane de ani acolo, o inteligență extraordinară. Practic, cred că sunt înrudiți cu turboliții acele ființe care sunt și la noi în Bucegi, de piatră, care trăiesc în altă dimensiune, cu alt timp, cum am fi noi defazați. Ei sunt blocați într-un timp, mișcându-se foarte încet, să zicem un centimetru la 100 de ani, sunt insesizabile. Pentru noi par a fi ființe inerte, dar ei sunt foarte vii, sunt foarte mai rapizi ca noi în timpul lor. Sunt multe de genul acesta, aceste defazări, sunt multe civilizații care sunt aici vizibile și împărțim același areal. Sunt altele, în alte dimensiuni, care nu sunt vizibile, nu sunt perceptibile, dar tot în acest spațiu. Și e posibil să fie un infinit de universuri. Dar numai cele vizibile care mă refer, printre care și cristale, cred că sunt diferite de structurile minerale ale pietrelor, au o inteligență extraordinară, o conștiință
Sigur, personal nu m-am deschis total. Am înțeles acest cristal, totuși cu toată inteligența și evoluția lor spirituală, au o conștiință de sine, sunt ființe vii, cum e omul. Dar, cu toate că la prima vedere te face să crezi că sunt superioare omului, să știți că e posibil să ajungă acolo în urma unei căderi. În ghilimele o pedepsă, să zici, provizoriu, îi trec printr-o etapă de transmutare. Sunt prinși acolo ca un fel de închisoare. Starea minerală, regul mineral, este ca și cum ar fi o dimensiune penitenciară în care sunt închise niște conștiințe, pentru că eu am sesizat imediat la aceste conștiințe ale cristalelor, am sesizat un infatuare, un orgoliu, să știți, se cree superiori. Ne-au reproșat că am venit să distrugem această planetă și creatorii noștri sunt la fel ca noi, adică noi suntem ca acei creatori care ne-am făcut și avem în noi înscrise în gene conștiința sau informația distrugerii. Suntem destructivi, suntem răi. Sigur, de ce am stat să mă gândesc? Pentru că e prea la vedere. E prea ostentativ. Mesajul este prea real. E prea facil. Nu e ceva care să te duci să simți. E facil. E ca și cum ți s-ar servi într-un mod intenționat. Ca și cum te-ar forța să accepți ceva prea vizibil. E logic. Vorbind de natura ființei umane, de cele 7 civilizații care au premers nouă, unii sunt 5, se pare că noi suntem a 7-a civilizație, că ne-a apărut ca omenire acum mai mult de 500 de milioane de ani și că am venit aici în urma unei distrugeri planetare, ceva s-a întâmplat, luna atunci a apărut. Ori a venit ca un satelit artificial, este perfect rotund și total nefiresc, ori s-a rupt din pământ, asta o altă versiune, pentru că s-a descoperit multe sau din probele lunare s-au identificat a fi identice cu cele de pe pământ. Dar vorbim de miliarde. Ceva s-a întâmplat, pentru că acum 500 de milioane de ani omul a apărut aici și natura a creat o ființă care din auto instinctul de conservare și de supraviețuire, în natură imediat a creat această inteligență vie de pe pământ. Conștiința vieții pe pământ era mult înainte de a veni omul. Și din instinctul de conservare a reacționat automat. A creat o ființă. O ființă care, în cazul unei catastrofe, dacă s-a distruge pământul, să poată să migreze, să meargă pe altă planetă, să ducă informația vieții mai departe, înscrisă în codul genetic. Această ființă se cheamă tardigrada, ursul de apă, și are între 0,5 și 1,5 mm, este indestructibilă, foarte lejer, a fost dusă în spațiul extraterestru, pe stația fixă orbitală care o are Pământul, și s-a făcut experiență, l-a lăsat-o mult timp acolo. Se pare că 20 de ani poate să reziste fără probleme, fără oxigen și fără apă, la temperaturi de 0 absolut, minus 273 grade Kelvin, la temperaturi de foarte mari, de peste 300 de grade, care sunt în interiorul plăcilor tectonice, la presiuni foarte mari, 3000 de megaparseci. Toate acestea s-au descoperit că aceste ființe sunt create în mod intenționat a nu putea fi distruse. Niciun microb, niciun virus nu poate să le strice structura, nu poate să se treacă. Sunt ceva foarte inteligent, natura se pare că s-a autodepășit, a creat această ființă cu anumită proteină inteligentă care face editare genetică și este un fel de nanorobot care circulă și îndepărtează orice entitate microbiologică care putea să-i dezechilibreze sistemul viu.
tardigrada. De ce vă spun toate astea? Ca să înțelegem că noi, ca și conștiință planetară, trebuie să ajungem cât mai repede la statutul de conștiință colectivă. Asta este singura formă normală, firească de evoluție, așa cum a făcut-o natura înaintea noastră. Tot ce e viu e o conștiință vie, conștiință colectivă. Noi, oamenii, încă n-am ajuns aici. Cumva, din 2012, singura cu adevărat evoluție care s-a întâmplat atunci, schimbarea, a fost că am început brusc, a fost ca un fel de revoluție a comunicării foarte rapide, în care oamenii au putut să elimine distanțele, dar și senzația distanțe, una este că era și înainte, dar senzația de distanță, e vorba de stare de a fi. Practic, fenomenul din psihologie cunoscut de a 101 maimuțe. Când, știți povestea, când la un moment dat, după, se pare că un număr interesant fractalic acesta, declanșează ceva, după ce, apropo de smulțimea, de numărul, masa critică minim necesară. Cam 100 sunt. Dacă ai depășit 100, obiceiul sau obiceiurile celor 100 de indivizi, indiferent de specie, se propagă și se amprentează la tot egregorul, toată comunitatea acelei specii, indiferent unde s-ar afla pe pământ. Asta s-a întâmplat în 2012. Practic, toți oamenii brusc au simțit prezența acestei conștiințe colective că ei aparțin umanității. Până atunci exista mesaje în filme, în spectacole, în muzică, în literatură, tot veneau, dar individual veneau aceste mesaje, toate geniile din totdeauna în omenire au primit același mesaj. Omenirea primea, nu știu, un mesaj religios sau filozofic, toate erau practic trimise omenirii cu singurul scop de a crea această revoluție cuantică, putem spune, revoluție culturală, revoluție spirituală, trecerea la un alt nivel. S-a realizat abia în 2012. Cam ăsta este singurul lucru bun. Am devenit conștienți că suntem toți o singură ființă. Asta nu înseamnă și nu e obligatoriu că trebuie să și ne schimbăm obiceiurile, ceea ce ar fi fost normal și firesc să facem imediat. Încă n-am ajuns acolo. Bun, trecem la subiect. Dacă am înțeles evoluția omenirii și cam ce suntem noi, trebuie să înțelegem că e vorba și de salvarea noastră și ca ființă religioasă. Omul, să știți că se naște cu structuri neuronale și biologice presetate, indiferent că unii sunt mai credincioși și alții mai puțin credincioși. Structurile neuronale sunt acolo. Organul credinței există. Gena care se ocupă cu credința, așa cum sunt specializate pentru tot, este gena băuturii, gena... Da, există și gene care sunt criminogene. Exact și denumirea. Se învață la orice facultate se iasă de drept, la psihologie judiciară, se învață și în domeniul medical, la medicina legală. Aceste lucruri sunt cunoscute. Gene care te predispun la anumite defecte, nu calități, anumite defecte, cum sunt slăbiciunile omului. Autosezi neuronale, cum ne spune Leon Zăgrean. Dar sunt într-o direcție greșită. Sunt gene specializate. Așa există și gena credinței. V-am mai spus la alte emisiuni. Să știți că noi ne naștem cu ele. Dar faptul că unii sunt mai puțin credincioși se datorează faptului că ei nu și-au folosit, nu și-au activat aceste gene. Credința oaie, cum a fost apostolul Pavel, care el abia la jumătatea vârstei a avut acea revelație de a veni personal Dumnezeu Hristos la el și a avut o lumină orbitoare și practic i-a arătat drumul care trebuia să aibă în viață. Deci i s-a permis la un moment dat să un liber arbitru. Vedeți, apropo, liber arbitru. Noi avem acest liber arbitru, putem să luăm decizii în viață, dar jaloanele principale din viață, obligatoriu, că ne place, nu place, vrem, nu vrem, ele sunt, le vom atinge. Nu ai cum să eviți jaloanele principale. Însă, între aceste jaloane, repere, sau cum spuneau
strămoșii noștri, bătrânii noștri spuneau, cumpenele din viață, acele cumpene, să știți că sunt soroace sau cumpene, sunt obligatoriu atinse. Nu ai cum să le eviți. Însă, cum treci prin ele, asta ține într-adevăr de evoluția ta spirituală, de anumite virtuți, de anumită determinare, de o schimbare, de paradigmă, de fel de a fi și mai departe. Asta creează și îți poate schimba destinul. Deci avem un liber arbitru, dar este un pic relativ, nu este absolut. De ce vă spun asta? Ca să înțelegem, ca să mergem mai departe, ca să înțelegem ce putem face noi apropo de viața noastră. Mulți cei care sunt plecați sunt văduviți, așa cum știu și am văzut când eram în Olanda, veneau oameni de la 300 de kilometri la capele. Avem nevoie de religie, avem nevoie de credință, avem nevoie de repere absolute. Să știți că ni s-a inoculat informații false, am fost programați negativ, ni s-a spus că sunt relative aceste valori, că binele, adevărul, frumosul și dreptatea, care sunt virtuți cardinale, sunt relative, ceea ce este fals. Adevărul este absolut, să știți. Că nouă nu ne convine și vrem să-i spunem, îl relativizăm ca să-l aducem la nivelul conștiinței noastre, să putem să ne justificăm slăbiciunile și pierderile, eșecurile din viață, asta e altceva. Și chiar dacă asta o spun anumite somități ale umanității, tocmai pentru a da o anumită credibilitate acestor falsuri și acestor programări negative. Dar să știți că adevărul este absolut. Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni din cei care vor să ajungă la Tatăl nu pot să ajungă decât prin mine. Oricine va vrea să ajungă la Tatăl afară de mine este fur și tâlhar. În altă parte, a spus, eu sunt pâinea care se coboară din cer, cine mănâncă din acea pâine nu va flămânzi niciodată. Eu sunt apa vieții, în altă parte. Cine va bea din această apă nu va înseta niciodată. Mai departe, datu-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Nimeni vreodată în istorie, profet sau avatar divin, nici Krishna, nimeni n-a spus vreodată că i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Aceasta este o afirmație absolutistă. Nu e relativă, nu e relativizantă. Este un adevăr absolut. Toată puterea în cer și pe pământ. Indubitabil și fără loc de interpretare. Deci sunt anumite valori care sunt axiomatice, cu adevărat. Sunt repere, cum sunt constante lui Planck. Sunt absolute, valori absolute. Așa, asta înseamnă adevărul. Binele la fel. Iar relativizat, că ce e bine pentru tine, e rău pentru alții. Nu e adevărat. Binele este un bine absolut care este bine pentru toți. Faptul că noi separăm în mintea noastră și avem o gândire duală, datorită unei boli, să știți. Practic, toți oamenii sunt bolnavi. Încep să se îmbolnăvească atunci când se deconectează de adevăr, de Dumnezeu, de semeni. Și este acel triunghi care v-am arătat. Sus este Dumnezeu și acum definiția Dumnezeu. Dumnezeu este veșnicia absolută, infinitul veșnic sau veșnicia infinită. Este atât de simplu. Infinitul veșnic sau veșnicia absolută. În momentul în care te exprimi și dai această paradigmă, este definiția perfect, totală, atot cuprinzătoare a Dumnezeirii. Nimic altceva. Dumnezeu nu are nume. Nu are atribute. Ori, în momentul în care încep să-i dea atribute și nume, în clipa aceea devine demiurg, devine un demon, devine o entitate care se interpune între infinit și umanitate și preia anumite atribuțiuni, drenând energiile spirituale ale umanității. Noi nu trebuie să ne închinăm decât infinitului, creatorului absolut a tuturor universelor, a infinitului. În momentul în care te gândești așa, vă dați seama că se spulbere orice dubiu și, într-adevăr, aceste valori sunt absolute atât timp cât le raportezi la un Dumnezeu absolut și infinit. În momentul în care apare demiurgul, apare relativizarea. Ca să vedeți de unde a început această boală, această informație, acest fals, acest virus informațional care ne-a programat pe noi negativ și ne-a făcut să ne îndepărtăm unii de alții.
coborând din, luând piele, luând carne, fiindcă natura inițială a omului a fost de corp spiritual. Ăsta era omul. Ulterior s-a polarizat, a venit Adam și Eva, a luat corp de carne și a căzut în frecvență în această lume. Luăm o mică pauză și după vom continua cu detalii foarte interesante. Am revenit după pauză. Continuăm rapid, v-am obișnuit, știți că emisiunea noastră este destul de scurtă. Noi încercăm să dăm răspunsuri ca să înțelegeți și pauzele. Mi s-a reproșat că nu păsez o linie a sensului sau a titlului și am spus: intră în stare de rugăciune înainte emisiunii. Întrebările dumneavoastră vin în câmpul, în nouă sferă, iar eu încerc să le dau răspunsul pe parcursul emisiunii. Sigur că nu toate sunt, sunt multe care sunt centrifuge, nu toate sunt legate de subiect. Și încerc să le transmit fiecare, apoi mai sunt, mai există limbajul non-verbal, există transmiterea unor informații simultane, așa cum pe o fibră optică, vezi mai multe programe, sute de programe simultan. Nu trebuie să ai pentru fiecare program o fibră. Așa și acum se transmit să dau răspunsuri diferite la mai mulți oameni deodată. Asta înseamnă o anumită stare de rugăciune, ce clar că noi nu transmitem doar cuvinte sau informații simple. Și pentru asta e necesară și o mică abatere. Însă, să știți că nu contează așa de mult exact ceea ce vă spun, ci unde trebuie să ajungem, sensul acestor informații, sensul, motivul acestor pregătiri care le facem noi de 3 ani de zile. Trebuie să ajungem acolo în starea necesară, starea premergătoare pentru a deveni conștiință colectivă. Comunitățile care le facem noi, până la urmă asta va fi, trebuie să fie precedate de comunități virtuale, ceea ce am, deja am realizat. Comunități virtuale, că am înțeles că în foarte multe țări sunt oameni care se adună în fața ecranului, discută exact ca la un meci și discută emisiunile noastre. Trebuie să înțelegeți că trebuie să devenim conștienți de această apropiere. Asta este prima etapă a realizării unei comunități. Până să facem noi, la nivel fizic, o comunitate, am zis gen Anastasia, că e cel mai la îndemână, să știi, dar nu o să fie chiar... Anastasia a spus la un moment dat, v-am zis în volumul 10, zicea lui Megre, el fiind inginer, v-am zis, un om pe parte tehnică exactă, științelor exacte, dorea un proiect concret, ce înseamnă, cum să realizeze vatra de familie. Se gândea la un proiect, la un desen tehnic, ceva de genul ăsta. Și a zis, nu pot să-ți dau așa ceva, pentru că atunci n-ar mai fi copilul tău, ar fi copilul meu. Ce înseamnă asta? Concept holofractalic. Înseamnă libertatea unui vector de expansiune a conștiinței, a adevărului, a dreptății. Întoarcerea la primordialitate nu înseamnă întoarcerea la ceva negativ, ci întoarcerea la sursă, la normalitate, pe drumul unde trebuia noi să fim, dar de la care ne-am abătut. Și în clipa aceea tu îți redescoperi și îți reintri în proprietate și în stăpânire la toate darurile spirituale care le-ai avut de la început, cu care ai fost conceput, proiectat. Asta înseamnă întoarcerea primordialității, iar pentru asta trebuie să avem anumită stare care se realizează în timp, prin rugăciunile noastre, prin rugăciunile noastre comune, prin această fenomenul, dacă depășim 100 și ne expansionăm, în clipa aceea devenim, amprentăm, înregistrăm. Nu e nevoie de o instituție undeva să duce cu o cerere, ne înregistrăm ca și comunitate. Nu. Te înregistrezi la Dumnezeu direct. Cum te înregistrezi la Dumnezeu? Grupul nostru care se roagă, ne cerem drepturile, ne revendicăm dreptul de a exista. Alături de ceilalți care au făcut același lucru înaintea noastră și în momentul acela ești înregistrat. Egregorul nostru se naște, apare. Materializarea lui e decât o problemă de timp. E o problemă de rutină, de tehnică. Restul vine de la sine. Dar important este să te înregistrezi acolo. Noi suntem deja acolo. Acum, evoluția noastră, să știți că Dumnezeu când îți dă o misiune, nu spune niciodată decât un singur lucru.
unde trebuie să ajungi, ce trebuie să faci, dar cum faci acel lucru, detaliile niciodată nu o să ți le spună. Aici stă, să zicem, măistria noastră, abilitatea noastră de a ne folosi darurile spirituale cu care ne-am înzestrat, ne-a înzestrat Dumnezeu, cu care ne-am născut. Avem rațiune, avem experiență, avem studii, avem școli, avem pregătire, fiecare, autodidact sau... Nu contează școala, pregătirea aceasta, abilității care se dezvolți. Apropo de analfabetismul funcțional, există și o alfabetizare funcțională, aceea în care înveți să-ți folosești, să-ți pui în practică informațiile care le-ai dobândit la nivel teoretic. Această alfabetizare, să știți că face parte din educația noastră de, și este un proiectul nostru de școală, că l-avem, v-am mai zis, al școlii Colceag, dar nu de la el, dar este din multe părți. Modelul acesta pedagogic, holistic, care îmbine, v-am mai zis, tot ce e mai bun din școala finlandeză, din școala japoneză, din Montessori, Waldorf, pe specific românesc. Deci cinci factori care vin la a îmbogăți, la a aduce un statut al educației performante în care, prin care un copil își formează personalitatea, caracterul, în primul rând, și apoi capacitatea de a sintetiza informațiile. A înregistra doar informații nu mai este atât de important, pentru că acum sunt la îndemână. Practic a devenit o a doua natură a noastră, nu știu, accesul la Google sau la sisteme de informare. Imediat ai aflat ceea ce e nevoie. Ca să le memorezi, nu e atât de important și de interesant, ci sinteza acelor informații, asimilarea lor și arta de a ști să le folosești, de a le interpreta, acolo stă evoluția și capacitatea omului, așa numitul indice de transcendență. Acum, ca să intrăm puțin și în subiect, o să vorbim despre ortofizică, dar până la ortofizica cunoscută mai precis de la fostul președinte al Academiei Române, Mihai Drăgănescu, până aici va trebui să explicăm mai mult ce înseamnă transdisciplinaritatea. Sunt trei elemente. E vorba de pluridisciplinaritate, de interdisciplinaritate și de transdisciplinaritate. Acestea toate sunt face parte într-o paradigmă, dar sunt noțiuni diferite. Și modul lor de abordare, să știți că l-au încercat cu mult înainte o suită de savanți, de somități în toate domeniile, care și-au dat seama de necesitatea traversării frontierelor care despart domeniile în sine. Și așa, despre asta a vorbit, despre transdisciplinaritate, Basarab Nicolescu, mare fizician, care pe mult, 40 de ani aproape, l-au chemat la CERN să-i dea un premiu, să-i recunoască meritele, că într-adevăr particula Basarab Nicolescu sau Oderon, cum am denumit, este un particulă concept care e ceva similar spațiului hamiltonian, în care există subcuante impare care creează un spațiu separat cu anumite particularități. Spune că e doar, sunt lucruri ipotetice și că sunt adevărate, dar importanța lor e mai mult pentru la nivel teoretic. E, nu putem crede așa ceva. Când a explodat lumea științifică pentru ceva care nu este, n-are aplicabilitate practică imediată, vă dați seama că nu se cheltuie atâția bani. Dar e clar că Oderonul este ceva ce poate fi folosit la modul imediat și să ne rugăm la Dumnezeu ca și particula răzuș, particula bosonului Higgs, care este tot particula gând de răzuș, e același lucru, dar altcineva a vrut să ia meritele. Toate aceste particule și încercări de a-L detrona pe Dumnezeu și a-I folosi jucăriile, exact ca un copil mic care intră dulapul închis, unde tatăl, care poate o fi și vânător amator, își ține armele. Se joace copilul cu el. Cam asta încearcă să facă savanții acum. Basarab Nicolescu are și, cum v-am zis, logica terțului inclus. Pe această linie avem pe Piaget, avem la ora actuală profesor universitar în arhitectură,
profesor de școală doctorală Ceraslav Crăciun, care vorbește exact de conceptul holofractalic în arhitectură și de metabolismul urban. Avem înaintea lor Solomon Marcus, matematicien care a traversat granițele matematicii. Moisil a făcut asta iar înaintea lor, Eduard Lorenz, anii 60, fractalitate care noi știm decât de fractalii lui Menard Mandelbrot, dar el a încercat să folosească fractalii aceștia. Fractalii lui Mandelbrot a fost practic primul element concret care a unit toate domeniile, pentru că se regăsește acest concept al fractalității, se regăsește absolut în tot, în biologie, în literatură, în fizică, în chimie, în astronomie, și în științele sociale. Despre asta, de exemplu, Ilie Bădescu, mare nostru profesor, care a lansat un domeniu foarte interesant, sociologie noologică. Despre noosferă avem perușii care și-au desăvârșit științele și au universități specializate pe, facultăți specializate pe așa ceva, pe studiu noologic în toate domeniile. Tot de o transdisciplinaritate vorbim. Toate acestea trebuie să le înțelegem că ne întoarcem la primordialitate. De ce? Savanții antici erau erudiți. Ce înseamnă erudiția? Transdisciplinaritate. Pe care noi acum descoperim focul sau roata, care se știa de foarte mult timp. Nu ai cum să înțelegi ceva din realitate înconjurătoare. Cât de simplu ar fi vreun detaliu, nu ai cum să-l înțelegi dacă nu-l abordezi din toate punctele de vedere. Altfel scoți din context și te trezești cu un fals, cu o minciună, în care noi toți ne-am scăldat timp de mii de ani minciuni pentru că am devenit sclavii specializărilor, specialiștilor în orice domeniu, în loc să abordăm holistic, integral elementul din viața noastră. Printre alții, vedeți, anii, și o să legăm și de David Hawkins imediat. David Hawkins, ce știi despre el? A luat premiul Nobel împreună cu Linus Pauling pentru ortomolecularitatea psihiatriei ortomoleculară. Dar împreună cu Linus Pauling. Când? În 73. În 81, Constantin Noica, vedeți, facem paralele, asta este istoria comparată. 81, Noica lansează tratatul de ontologie, formidabil cumva, similar cu conceptul, cu paradigma lui David Hawkins. Vorbim de acea diagramă a conștiinței Hawkins, cam așa prezintă în tratatul de ontologie Noica. Avem scrisori pe logica lui Hermes, imediat după tratatul de ontologie, care scrie despre holomer. E o cuantă, un concept filozofic, dar și o cuantă care unește al terțul inclus, de care vorbea Basarab Nicolescu. L-avem la Noica, le regăsim la Basarab Nicolescu, găsim la David Hawkins. Vedeți noastră, 10 ani, David Hawkins la un moment dat se bolnăvește, metastaze multiple, boala aceea teribilă de tumori care nu iartă pe nimeni, mai avea șansa de viață foarte, foarte puțin, câteva zile. Omul a fost ateu. Și David Hawkins, la un moment dat, anul 73, imediat după ce a luat premiul Nobel, se roagă la Dumnezeu și a zis, dacă existi, el fiind ateu, Doamne, dacă existi, vedeți, apropo, structurile moleculare neuronale care existau la noi, la toți, noi avem credință, avem structura pentru credință, dar nu o folosim. Exact, David Hawkins era un om credincios. Nu și-a arătat niciodată această latură. Dar în momentul în care a fost cumva, vedeți, boala, că e în realitate un prieten sub acoperire, boala la om, l-a determinat pe Hawkins să-și depășească limitele gândirii, să accepte posibilitatea existenței unui Dumnezeu în care el nu credea, dacă zici, Doamne, ajută-mă, s-a rugat el. A intrat într-un somn adânc, profund, s-a trezit perfect luminat și perfect vindecat. Timp de 10 ani se izolează, vedeți, sunt detalii care foarte puțin, 10 ani se izolează David Hawkins și după asta, în 83, după 10 ani,
devine directorul Institutului de Neuroștiințe, similar ca la noi, în Statele Unite, și începe să-și contureze acea teoria lui fabuloasă despre despre kinesiologie, aflarea adevărului. Pentru el a devenit adevărul ca un fel de cu obstinație, ca un fel de jurământ în fața lui Dumnezeu, în care el s-a hotărât și a jurat că va aduce adevărul în forma lui naturală pe pământ, arătându-l omenirii ce înseamnă că adevărul este ceva măsurabil. După 10 ani. Bun, pe cine avem ceva similar? Avem numai pe la noi, Sulman Marcus, Ilie Bădescu, Malița, tot așa, profesori, entități noologice, am putea spune, spirite ale Universului care s-au materializat aici, s-au întrupat și au creat breșe în Matrix-ul în care noi trăim. Practic au surpat aceste ziduri care țin închisă conștiința noastră. Suntem într-o închisoare, exact de care vorbea și Platon în alegoria peșterii. Noi suntem închiși și aceste genii vin, ca niște îngeri, vin și sparg zidurile ca noi să putem vedea lumina, adevărul, dincolo aceste ziduri, care noi singuri ni le-am pus. Ce înseamnă ortofizică? Vedeți, noastră, în curând, pe această linie a evoluției, că se întâmplă totuși spiritual, noi evoluăm, dar omenirea și urmează drumul ei destructiv. Practic, noi acum căutăm, ne agățăm niște baloane cu oxigen și lăsăm corabia să scufunde. Cine se agață, plutește, se ridică, cei care rămân cu corabia să scufundă. Noi trebuie să găsim rapid frânghia să ne ridicăm. Cumva contra firii, să plutim, să ne ridicăm deasupra acestor frământări ale întunericului care ține cuprinși pe toți și duce într-un abis. Să știți că dacă ne-am lăsat pradă acestei direcții instinctiv distrugătoare a maselor, că toți merg în aceeași direcție de autodestructivă, dacă ne-am lăsat, să știți, acolo sunt prinse și sistemul de orice fel. Matrix-ul, sistemul, este o entitate, este un egregor, o ființă, este o inteligență planetară. Nu contează, malefică, nemalefică, nu contează, e o inteligență, poți vorbi cu el, legiune se chema când Hristos a luptat cu el. Și a zis, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Nu spunem că e rău sau e bun. E necesar în anumite situații. Această entitate îți oferă ție posibilitatea să te raportezi la un reper, să-ți știi exact unde te afli și să-ți dea combustibilul necesar acestui vehicul care este corpul nostru pentru a evolua spiritual. Despre dacă noi ne lăsăm acestui trend al disoluției ortodoxiei, că aici vrem să ajungem, deja celelalte culte s-au dizolvat de mult și stau acum într-un fel de mâzgă, într-un fel de clisă, gel, diluat fără esență, toți la un loc, apropo de globalism și de multiculturalism și de transumanism și de globalism, toate acestea care, ecumenism, sigur că acolo nu mai există Hristos. El a devenit un fel de avatar divin, un concept, o informație, o persoană, poate chiar au fost eforturi, sute de ani, să creeze, să descopere mormintea lui Hristos, ale familiei, ai copiilor, ce a avut, case, unde a plecat el, să-l coboare cât mai jos de pe piedestalul dumnezeirii, să-l facă cât mai uman, un profet simplu care a dat niște informații, cumva și greșite, de ce să te sacrifici fără dreptate, adică să ierți în sfârșit niște rele din viața ta, mai bine să răspunzi cu răul. Vedeți, toate acestea sunt eforturi de sute de ani care s-au dus, să mai precis, de 1500 de ani, împotriva lui Hristos, a bisericii lui și a dreptei credințe. Vorbim de ortodoxie. Ortodoxia, v-am mai zis, că nu este neapărat religioasă. Și aici vreau să ajung că tot ce înseamnă orto, mijloace ortodoxă de dobândirea
a unor bunuri și mijloace ortodoxe de studiu, ortodoxie juridică există. Există ortofizică și aici, vorbind de ortofizică, un alt domeniu care leagă credința de știință. Aceste lucruri au fost spuse cu mult înaintea noastră. V-am mai spus de neuroteologia lui Andrew, v-am mai zis la emisiunea trecută, al lui Andrew Newberg. V-am mai spus de Lawrence McKinney, care în 1994 a scris o carte aproape ca un manual de referință, Neuroteologia, religia virtuală în secolul 21, bazată pe romanul Insula lui Aldous Huxley. Deci, neuroteologie, de știința, știința care studiază fenomenele religioase, leagă biologia de stările care facilitează credința la om. Deci a devenit o știință. Deja începem să le îmbinăm, începem să le înțelegem, să devin transdisciplinari. Dar cui e frică de așa ceva? Le e frică celor care nu vor să-l vadă pe om eliberat, trezit, salvat, ci să rămână obedient în continuare în Matrix, adică în această încleștare de minciuni în care trăim și uneori ne și complacem, fiindcă există sindromul Stockholm, v-am mai zis, e acest sindrom de atașament al victimei față de agresor, pentru că atunci când suferi prea mult în viață și ai multe, multe deziluzii, trădări, neîmpliniri, eșecuri, la un moment dat nu mai suporți. Și alternativa, fiindcă poate ai copii obligați, nu poți să te sinucizi, ce faci? Încep și se schimbă. Ori nebunești și ai asta, personalitate bipolară, sau intri în schizofrenie, sau diferite afecțiuni psihice, te îmbolnăvești, somatizezi această sfâșiere interioară și nemulțumire, deconectare practic de adevăr, de infinit, de Dumnezeu, de semeni, asta înseamnă boala, sub orice formă am spunem noi, și în momentul acela mai se întâmplă un lucru. Intervine această schizofrenie și această boală a minciunii. Vindecarea este întoarcerea în adevăr, să știți. Este singura formă, singura cale de a uni părțile care s-au rupt din întreg. Bun, știința ce este? Cum v-am mai zis, această frânghie pe care urci și ajungi la unitatea cu tine, cu sinele tău superior, cu Dumnezeu, cu semenii și cu întreaga creație. Știința te ajută să înțelegi acest lucru, că atâta timp cât ești întuneric, tu nu înțelegi. În întuneric este frica de necunoscut, una din cele mai puternice frici care le avem la nivel de sistem limbic. Frica de necunoscut este o frică care este studiată și cumva studiată, dar și promovată de... A fost un proiect MK Ultra. Vreau să fac acolo oamenii zombie sau soldații perfecți și lucrau tocmai cu aceste glande amigdala și cu fricile noastre care le foloseau. Să știți că există un hormon, așa numit un hormon credinței, serotonina. Despre asta vom vorbi emisiunea viitoare, despre ce se întâmplă la nivel molecular. Să terminăm rapid cu ortofizica. Mihai, profesorul Drăgănescu, fost președinte al Academiei Române, a scris această carte teribilă, Societatea Conștiinței, și o lucrare teribilă care se cheamă Ortofizica. A fost contemporan cu Noica. Noica a făcut multe recenzii la munca acestui titan, Mihai Drăgănescu, și a scris... Despre ortofizică zicea Noica, o operă ce s-ar putea înscrie în veac. Ce este ortofizica? El era un om tot așa, ca și David Hawkins, Mihai Drăgănescu, înainte de 90, nu putea scrie despre religie, dar după 90 a început să-și manifeste o atitudine, o paradigmă, o abordare a filozofiei din punct de vedere religios. Și spuneam în felul următor, a creat un model în cadrul științei, cu limbaj științific, de pe poziție de maximă autoritate, vă dați seama, din zona academică, președintele Academiei și recunoscut internațional, și a avut așa numitul
despre, să spunem așa, noi că am mai spus, citind lucrarea de față, îți dai seama că omul de cultură viitor va trebui să fie un homo informaticus, al minteri rămâne mutilat. Cum e holomerul lui Noica și Drăgănescu a spus despre ilum, adică inel al lumii materiale, un fel de, un concept revoluționar, autorul trebuie să străbată tot, spunea Noica în continuare, pentru că transfigurează totul. Va trece deci cu cele patru părți ale lucrării, de la cosmos și univers, prima parte, materia nevie, a doua, materia vie, a treia și ultima, spre a sfârși la informație. Vedeți, noastră, abordarea aceasta științifică a fenomenului religios a fost de mult o țintă a spitelor acestea evoluate care au venit pe Pământ și ne dă nouă cumva un motiv pentru a merge mai departe și a promova conceptul de ortodoxie cuantică care va rămâne, vă spun, singura formă. Cu timpul va deveni un concept în dicționarul explicativ al limbii române. Va deveni un concept obligatoriu, cred că va fi și un domeniu studiat în teologie, pentru că e singura formă în care ne putem salva credința și unitatea ființei umane. Cu această ocazie vă mulțumesc pentru atenție. Emisiunea viitoare va fi mult mai interesantă. Vă mulțumim, o seară bună!